Hai să-l trăim, băieții, și bine v-am găsit la un nou episod de Free Fire Mobile, băieții, unde astăzi o să vă arăt un site oficial al celor. Este un site făcut de Garena, este oficial, gen, nu o să vă luați teacă sau alte chestii de genul, băieții. Astăzi o să vă arăt cum puteți lua diamante duble, gen la, nu știu să zic, 100 de lei, în loc de 2180 de diamante, îți dă 4300 de diamante, gen. Păi eu zic că chiar e forță și e site-ul celor de la Garena, gen, știu că cei de la Garena chiar mi-au spus să vi-l arăt și am zis, bă, de ce să nu vi-l arăt, adică, na, că e un site extrem de forță, rău de tot, dacă știți ce zic, și o să vi-l arăt, o să vi-l arăt și, mă, băiții, faza e că, cum să zic eu, dai, să zicem, uite, îs 1000, dai să zicem că 1000 de diamante, 1060 cu 50 de lei. Tu o să trebuiască să dai doar cu 4 sau 5 lei în plus și ți-o să-ți dea dublu, gen, adică tu cu 50 de lei iei 2000 de diamante, când ce să vezi cu 2000, adică 2000 de diamante echivalentul la 1 milion, gen, adică tu te-ai făcut cu ăla, ești de făcut creier, adică bani, na, bani mai puțin, diamante mai multe, gen. Și bă, băiți, o-ți dau aici Xbox, o să aveți nevoie de, puteți să băgați chiar doar din ID, gen, să nu vă logați cu contul, să poate ziceți că, bă, George, poate chiar e țeacă, gen, și tu ne tragi țeacă și, nu știu că faci tu ceva cu Garena și chestii de genul. Dar puteți, uite, dacă ziceți că, na, că e țeacă și așa, puteți să luați doar ID-ul și puteți să, cum să zic eu, mă, și puteți să vă băgați diamante doar cu ID-ul, gen. Adică nu e nimic ca wow, gen, adică, na. Eu zic că este totul lege, mă, băieți. Aia, acum fiecare crede ce vrea. Bun, hai să dăm aici captură de display, aici, să vă arăt aici, mă, băieți, frumos, elegant. Deci cam ăsta e Gigi Top-up, o să aveți și link-ul în descriere, mă, băieți, ca să puteți să-l accesați mult mai rapid. Deci avem aici Garena, Espanol, English și tot așa. Eu vă recomand Espana ăsta, că pe Portugal și pe ăstea, nu știu, au ceva limbă, nici nu o înțelegi. Bun, deci suntem pe Espanol, suntem pe Gigi Top, frumos, elegant, dăm aici pe ID de Jaguar, dar d-astea. Și puteți vă conectați și cu Facebook, apare, merge doar cu Facebook-ul. Uite, asta chiar e șmecher, gen, știi că unele site-uri nu te lasă doar cu ID-ul, te lasă doar cu Facebook-ul sau doar atâta, gen, contul de Facebook sau de Google, gen, dar bă, poate tu ești conectat prin VK, știu că e ceva chestii care poți să te conectezi prin VK. Nu știu, poate site-uri care te lasă doar prin Facebook, gen. Uite, asta chiar e șmecher, știi că poți să te conectezi doar prin ID. Bun, bă, stați așa, hai să nu iau ID-ul meu. Hai să, că eu am băgat, gen, diamante. Am băgat diamante, gen, cu contul meu și nu știu, hai să luăm pe unul de la prieteni. Uite, hai să luăm pe Dream. Ok, luăm pe Dream. Suceava tot ce trebuie aici, dăm așa, dăm. Că vă așa, deci ăsta e ID-ul lui, puteți vedea frumos aici. Mergem și dăm ingresar ăsta. Bun, ce puteți vedea, mă, băieți, aici? Că avem 3 metode de a plăti: PayPal, Paysafe Card și Visa. Bă, eu până acum am băgat doar o singură dată cu cardul. Dar bă, nu mi se pare că am băgat de 2 ori. Și bă, dacă bași cu cardul nu-ți intră instant, de, nu știu, așa am pățit eu acum, nu știu, poate ți-ți intră instant, acum nu știu. Cu PayPal-ul de fiecare dată când am, cred că am băgat cu PayPal de vreo 7 ori, 10 ori și bă, chiar mi-au intrat, gen, mi-au intrat dublu, gen. Știu că am luat oferta asta, sau nu, una din oferte știu că am luat, cred că de vreo 3 ori și de 3 ori mi-a venit cu bonus, bă. Nu știu care a fost chestia, cred că a fost ceva bug, nici eu nu știu ce să zic, dar cred că a fost ceva bug. Bă, dacă băgați prin PayPal, vi le bagă instantaneu, v-am zis, am băgat de 7 ori și mi le-a băgat instantaneu, gen. Avem și Paysafe Card, nu știu, de fiecare dată când am încercat, gen, să bag cu Paysafe Card, mie nu mi-a mers, nu știu ce naibă are, poate acum merge, nu știu, puteți să încercați, având în vedere că, cum să zic eu, majoritatea din voi folosesc Paysafe Card. Și avem și Visa, adică cardul, doar Visa sau Mastercard, știu că mai sunt și alte de-astea de carduri, dar nu cred că merg, gen, să, nu știu, puteți să încercați, dar nu prea cred că ar merge, gen. Bun, și aici puteți vedea la 1,09€, aici avem 100 de diamante, bonus 100 de diamante. Dar noi nu uităm la astea de 1€, de 3€, noi nu uităm la astea de 21, 10, 11, 55 de euro. Deci,
puteți, hai să o luăm așa, hai să deschidem aici, intrăm pe Google, vedem așa, deci 54, nu, scriem 55 de euro direct, 55 euro în lei, gen, uite, 272 de lei, da, deci 2.700.000, 2.700.000 ar veni 10.000 de dea, nu, 10, cam vreo 12, nu, 11.200, ceva genul ar veni, 11.200 cu doar 2.700 de, nu, 270 de lei, mamă, eu am zis 27 de milioane și plec la cap. Și puteți vedea aici că tu dai, teoretic dai cu vreo 22 de lei, ceva de genul, tu dai 22 de lei în plus, dar tu gen primești dublu, bă, nu știu, chestia asta mi se pare extrem de blană. Și puteți vedea aici că asta e de 100 de lei, gen, 1 milion, da, și aici avem 22 de euro. Deci ar vine undeva la 110 lei, ceva de genul, ia stați așa, 22 de euro în lei, 108, na, calcule matematice aici, deci 108 lei, mă, băieții, și voi vă faceți cu 4.000 de diamante. Bă, nu știu care e chestia, dar bă, eu sper să reseteze chestiile astea, mă, băieții, pentru că, nu știu, eu, având în vedere că am băgat deja, gen, mie nu mai apar bonusurile astea și puțin cam nașpa, sincer, că bă, poate, nu știu, poate mai vreau să bag și eu cu un bonus, cu o chestie din asta, dar na, dacă stai să te gândești, adică dacă ai băgat doar cu bonus, ce rost mai ar avea să bagi de pe jocul lor, știi, și na, aici e și mult mai mult pe profit, să zic așa, gen, și nu știu, vedem, dar din câte am văzut tot de un bonus, un bonus mic, sincer, un bonus cam mic, rău de tot, dar ieși eu la un bonus, sincer. Ia, hai să vă arăt, mergem la mine și o să vă arăt acolo, mă, băieții, că eu am luat toate bonusurile, gen, am luat toate ofertele de la 1,09€ până la 55 de euro. Bun, hai să mergem aici, cum dau, ok, așa, dăm Free Fire, dăm ID-ul și dăm CTRLV, așa, frumos. Și puteți vedea aici că eu nu mai am bonusul ăla care e dublu, am bonus de, uitați, la 100 de diamante mai dă încă 10 diamante. Așa, bă, nu știu ce să zic, bă, să merită, vezi că câteodată ai nevoie de, nu știu, 106 diamante sau 200 de diamante. Aici nu știu ce să zic, bă, cu 560 de diamante, dar merg și ăstea. Vezi că merg și ăstea 560 de diamante. Și cam ăsta e site-ul, mă, băieții. Cam ăsta e site-ul celor de la Garena, o să vi-l las în descriere, cam asta e chestia. Vedeți aici, Paysafe Card, PayPal, nu știu, deci hai să vă zic așa. Deci, alegeți mai întâi metoda de plată. După ce alegeți metoda de plată, vedeți aici că aveți astea unde să vă selectați. Zicem că îl vrem pe asta de 108 lei, gen. Merge aici, dai la Proser al Pago, după aceea te bagă aici la boa compară asta. Și aici payment, a, ok, deci uitați, chiar nu merge, bine că am făcut asta pe episod, deci avem aici payment method unavailable, deci cu Paysafe Card nu este posibil, aparent. Ce trebuie să faceți voi, aparent, e să vă băgați ori PayPal sau Visa, dați aici pe ăsta, dați proced al pago ăsta și după aceea, după ce dați aici, o să trebuiască să completați voi cu datele voastre personale, gen de la card sau așa, cu PayPal și tot așa, dați continuu, confirmați plata frumos și cam aia a fost, așteptați să vă intre diamantele instantaneu, gen. Și cam aia a fost, da, cam asta e site-ul, mă, băieții, al celor de la Garena, băi, eu zic că se merită, de aceea o să vă las și, cum să zic eu, o să vă las și site-ul celor de la Garena în descriere, mă, băieții, ca să-l aveți acolo, pentru că, bă, nu știu, poate vreți să, nu știu, poate aveți 100, nu știu, 110 lei și vai să-ți bagi 2000 de diamante, uite, și, nu știu, păi mei, poate videoclipul ăsta o să te ajute, poate o să te informezi, gen, că în loc să dai 100 de lei, 110 lei, na? În loc să dai 110, nu, hai să zicem direct așa, 110 lei în loc să dai pe 2000 de diamante, mai bine dai pe 4000, gen. Adică vezi că e chestie, gen, adică, na, bagi 10 lei și te faci cu încă 2000 de diamante. Na, deci nu dai, bă, băieți, și că acest episod să nu fie prea scurt, văd că, aba, nu mă, e de 9 minute, ești nebun la cap. Bă, am crezut că episodul o să fie mai scurt, dar aparent am stat ceva să zic. Deci da, mă, băieți, cam asta e chestia. Deci în loc să bagi aici cu 1 milion, mai bine bagi 10 play în plus și bagi direct dublu. Sau, nu știu, în loc de 5600 de diamante cu 2 milioane jumate, mai bine mai bagi tu 23 de lei, ceva de genul.
bagi în plus și te-ai făcut cu dublu diamante. Bă, chestia asta mi se pare și mie chiar de Tomu băieții și sper că v-a ajutat videoclipul ăsta. Dacă v-a ajutat, nu uitați acolo de un share, poate, nu știu, prietenii voștri, nu știu, de mine sau de site-ul celor de la Garena. Și eu zic că merită acolo și un subscribe, un like, un share, mă băieți, să facem și noi cât mai rapid suma de 10.000 de abonați, mă băieți. Da, eu am fost George, noi ne auzim data viitoare, mă băieți. Bă, nu uitați acolo de like-ul ăla, de subscribe-ul ăla, să facem și noi, bă, cât mai rapid, bă, 10.000 de abonați, bă, să fie bine. Uite, bă, microfonul ăsta are dragi pe el, da. Eu am fost George, mă băieți, noi ne auzim data viitoare, mă băieți. Bă, numai bine, pa, pa.